Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mondo, per pregare insieme il Padre nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre, lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità, duramente provata dalla pandemia di coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni chiesa e comunità, di ogni tradizione, da ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie, per gli operatori sanitari e quanti li aiutano, per le autorità, le forze dell'ordine e i volontari, per i ministri delle nostre comunità. Oggi molti di noi celebrano l'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo eccomi umile e totale si rispecciò l'eccomi del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un'anima sola preghiamo. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Noi continuăm rugăciunea, implorând de la Dumnezeu milă și ajutor pentru noi și toți cei care sunt afectați de acest virus corona, ca prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria să primim ajutorul de care toți avem nevoie. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredem Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului nostru, știi de ce avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui Ceresc și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra Sa suferințele noastre și S-a împovărat cu durerile noastre, pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere. Alerg la Tine, o Maică Fecioară a Fecioarelor, la Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin.
Fraților prea iubiți, să-L rugăm cu încredere pe Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său Iisus, în aceste vremuri de grea încercare pentru biserică și pentru omenire, ca să primească cererile noastre prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și să le împlinească în bunătatea Sa. Să spunem împreună, Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i, Doamne, pe Sfântul Părinte Papa, pe episcop și pe preoți și ajută-ne să le urmăm sfaturile lor bune pentru a veni în ajutor lumii încercate de pandemia virusului corona. Ai milă, Doamne, de toți cei contaminați de acest virus și de familiile lor și fă-i să simtă mângâierea prezenței Tale. Fii alături de medici, de asistenții medicali, de cercetători și de toți lucrătorii sanitari care se îngrijesc cu riscuri mari de cei contaminați și dăruiește-le iubirea delicată a inimii Tale. Fă-ne pe noi cei sănătoși să ne arătăm solidari cu toți cei care suferă, iar grija noastră față de ei să le vorbească tuturor despre providența Ta iubitoare. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a tuturor sfinților, îndepărtează, Doamne, această pandemie care provoacă atâta suferință și neliniște și ajută-ne să ne întoarcem cât mai curând la viața noastră normală, dar schimbați în mai buni și mai iubitori unii față de alții. Dă-le răbdare și seninătate celor bătrâni, mângâierea prezenței Tale celor muribunzi, iar celor răposați odihna și fericirea veșnică. Părinte Ceresc, în fața Ta aducem toate grijile noastre și spre Tine strigăm pentru toți oamenii, frații noștri, mai ales pentru cei aflați în grea suferință. Arată-ne că îndurarea Ta ne-a și ascultat rugăciunea, prin același Hristos, Domnul nostru. Bucură-te, Regină, Maica Milei, viața, mânghierea și nădejdea noastră, bucură-te! Către Tine strigăm, surghiuniții fii ai Evei, către Tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii Tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ne nouă pe Iisus, binecuvântatul rod al trupului Tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.